La Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, vremea aceea, trecând Iisus dincolo în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte atât de cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii rugau zicând: dacă ne scoți afară, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Atunci el a zis: duceți-vă! Iar ei și s-au dus în turma de porci și îndată toată turma s-a aruncat de pe țărmă mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și ducându-se în cetate, a spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l, l-au rugat să plece din hotarele lor. Iar Iisus, intrând în corabie,